Ei bine, după Cornel vine nepotul, cum ziceam ceva mai devreme, l-ați văzut ceva mai devreme, nepotul nostru Vlad Manolache, însoțit de colegii din trupa Zero, adică Evelin și restul, să-i poftim. Salut! Noi suntem trupa lui Vlad. Salut, băieți! Bună, Evelin! Salut! Aoleu, ce pauză lungă ai luat acolo! La mulți ani! S-a terminat! Mulțumim. Mulțumesc! A fost ziua ta! Da, a fost! Felicitări! Mulțumesc. Îmi pare rău că n-am putut să ajung, am filmat la podcast. A fost și ziua mea și a lui Papu! Da. Numai o secundă! A fost atât de rău! Am avut filmare în seara aia, știu, i-am dat mesaj lui Laur. Voi am înțeles că tu locuiești în casă cu el? Așa s-a întâmplat. Da, am înțeles. Am zis că e mult mai ușor de repetat. Deci oficial, gata, știe toată lumea. Oficial, da. Oficial, numai. Acești oameni se iubesc cu oameni buni, sunt foarte frumoși și să le dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim. Este vorba de Evelin, super talentată și Laur. Și Laur. Super talentat și norocos. Bravo, rockere. La mulți ani, Elvis cu nou, ce faci? Bine, bine, Cătăline, tu ce faci? Bă, nu se aude aici. De ce țip? După 13 ani, tot țip, mă! Alina, Alina, sigur e. Bă, nu mai țipa, mă, nu mai țipa, da, nu? Da. Exact, te-ai mai îngrășat? Așa nu, pare. Da. Vezi ce ai făcut dacă te-ai luat cu el imediat? Da. Ah, te-ai îngrășat. Fii atent, dar stai că asta și la ziua mea ai zis că vii, mai știi? Da. Dar pe mine nici măcar nu mai sunați să zici că nu vii. Mă vopsesc blond. Am înțeles. Vlad Manolache arată neschimbat, cu toate nepotul. Că este și el tătic, dar bă, fită asta se întreține, nu știu ce se întâmplă cu voi. Nu știu ce să zic. Mănâncă jar. Tu arăți un pic cam tras la față, dar în bune, Evelin, înțelegem de ce. Iar Papu, oameni buni, la fel un super artist care s-a dus foarte mult spre zona culinară în ultima perioadă, pentru că pune niște poze Papu pe Instagram și gătește fabulos. În ultima vreme nu prea mai gătesc, că gătim piese mai nou, mama, mai mult. A vrut să tragă... Mi-a făcut două cheesecake-uri la ziua mea. Iar Vlad e așa în formă, pentru că lucrează alături de mine zi de zi. Pentru că oamenii ăștia au și studio de producție, oameni buni, și ideea e ca să nu mai vorbim noi despre ce gătesc fiecare și ce fac, să știți exact despre ce este vorba. Deci, Papu, el, da, și Manolache, el, nepotul, yes, au studio împreună. Bingi, 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 scot hituri, piese, corect? Cum se numește studio? Unde vă caută lumea? Papu și Vlad. Super. Original, nu, n-ai. Știi de ce? Pentru că n-a pornit ca un business treaba, da, asta. A devenit pe parcurs. Adică noi ne-am făcut studioul ăsta ca să facem piese pentru noi. Am înțeles. Ceea ce facem în continuare. L-ați făcut pentru Andreea Bălan și pentru mulți artiști, Rubi, da, și pentru multă lume. Da, foarte frumos, talentați. Tu te antrenezi pentru că trebuie să meargă vocea împreună cu Evelin. Da! Că încep concertele și evenimentele. Mamă, știi cum suntem? Full! Perfect, bravo, da, e bine. Și astăzi avem repetiții. Piscunov, la rândul lui, are studio, video, foto și audio. Bravo, bravo, Piscunov, mulțumesc, bravo. Mulțumesc, foarte mulțumesc. Talentați, a prins bine și pandemia. Da, foarte bine. Ai și un salon de nunți, a mers bine, da, perioada asta. Da, mulțumesc, foarte, foarte bine a mers, da. Exact cum le-a mers tuturor cu cântările, așa ne-a mers și nouă și cu salonul. Da. Dar cum tot e asta, mă, să vină, deci înainte de pandemie, în Victoria și-a luat salon de nunți Piscunov al nostru. Și după două luni a făcut două evenimente, a venit pandemia, nu? Două mai multe și am început să cred că tu porți ghinion, frate. De ce? Deci când am avut pub-ul, ai venit la deschidere și ai prezentat. Da. Și acum când am deschis salonul, ai venit la deschidere și am prezentat. Deci a venit pandemia. Și după aia, la trei luni am închis. Am o super glumă, dar în pauză. Perfect, glumele le spunem în pauză. Deocamdată, trupa Zero, oameni buni, are piesă nouă. Da, e piesă nouă. Cum se numește? Ei, nu spune. Are un titlu atâta. Lasă-mă să te am doar pentru mine. Na. Interesant, nu? Nu știu de ce te uiți la mine. Păi dar cui că așa vorbesc interlocutorul. Nu era sigur dacă așa e. De obicei. Vă rog, da, frumos să luați loc să cântați. Evelin, deci cum se numește piesa asta? Lasă-mă să te am doar pentru mine. Când o spui tu e altfel. Vin și eu. Stai să vezi când ți-o cânt. Ah, abia aștept. Perfect. A plecat. Evelin și trupa Zero, oameni buni, căutați pe Instagram, pe Facebook și pe YouTube. Sunt niște oameni mega talentați, așa că dați tare la muzică să-i ascultăm, da, pe prietenii de la Zero. Dă-o tare! Noi doi, două guri, un singur zâmbet, două inimi care bat mai tare ca un tunet, două suflete ce simt, ce simte oceanul când valurile mari îmbrățișează malul. Noi doi, chiar de s-ar rupe norii și ploaia de noiembrie ne-ar îngheța toți porii. Să vină peste noi chiar și cea mai grea furtună, zâmbind o să trecem pe sub ea împreună. Lasă-mă să te am toate nopțile, luna doar să ne vadă păcatele. Lasă-mă să te am pentru mine,
scriere într-o carte. Două suflete pereche la iubire condamnate. Tu lună, eu soare, tu cer, eu pământ. O singură voce, un singur cuvânt. Noi doi, două lacrimi pe același obraz. Același jurământ, nu mă lași, nu te las. Și orice s-ar întâmpla în o mie de alte vieți, tu vei fi tot a mea. Lasă-mă să te am toate nopțile, luna doar să ne vadă păcatele. Lasă-mă să te am pentru mine, stinge tot, lasă doar lumânările, să ne aprindă din nou sărutările. Lasă-mă să te am pentru mine. Lasă-mă să te am pentru mine.